ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alicia Marin și ne aflăm astăzi aici, la puțin timp după trecerea a 100 de ani de împlinire pentru FC Petrolul Ploiești. A avut loc un concert, concertul centenar FC Petrolul Ploiești, chiar pe stadionul Ilie Oană, unde o mulțime de ploieșteni s-au strâns pentru a sărbători acest moment unic pentru întreaga comunitate. L-am alături de mine astăzi pe George Negoițescu, care este consilierul președintelui FC Petrolul Ploiești. Bine ai venit alături de mine! Sărut, bună și bine v-am găsit! Podcastul de astăzi este realizat în parteneriat cu cei de la AFI Ploiești și avem din partea lor un AFI gift card pe care îmi face o deosebită plăcere să vi-l înmânez. Vă mulțumesc foarte mult! Uite, haide să începem podcastul prin simpla întrebare. Cum au sărbătorit ploieștenii 100 de ani de FC Petrolul Ploiești, centenarul, practic? Este unul dintre momentele care sărbătoresc centenarul Clubului Petrolul Ploiești. Centenarul, de fapt, a început cu un turneu a celor mici, a copiilor, desfășurat pe 24, 25, 26 mai. Acum a continuat cu acest spectacol centenar, care a fost adresat tuturor iubitorilor de Ploiești, de Petrolul Ploiești. Urmează să continue cu un meci omagial și să se încheie la finalul anului 2024 cu un turneu de asemenea de copii, vestitul Moș Crăciun. Turneul Moș Crăciun, Cupa Moș Crăciun, Petrolul 100. Deci este cumva un proces. Da, este Sunt mai multe evenimente care marchează. Pe decursul unui an competițional vor fi mai multe evenimente. Sperăm să avem puterea să ducem și în 2025 alte evenimente. Eu vă spun programul din 2024. Spectacolul, cred eu, și din ce informații am preluat din public, așa, cred că a fost o reușită. Cu siguranță a fost o reușită, mai ales pentru că au fost nume mari pe scena stadionului Ilie Oană, precum Smiley, Puia, Nico, Cabron, Ștefan Petrei și Chilafonic, da. Adică artiști de amploare. Este adevărat. Am încercat să aducem ceva ce este în vogă, cum spuneți dumneavoastră, tinerii. Am vrut să ne adresăm tuturor generațiilor și Smiley, care este un numărul unu așa pe piața muzicală românească, cred că a satisfăcut și toate generațiile, de asemenea și Nico. Chilafonic, Cabron au fost cei mai pentru tineret. Cred eu că a ieșit ok. Cu siguranță. Cum i-ați ales pe ei din toată mulțimea aceasta de artiști care sunt în acest moment pe piață? Cum ați ales, uite, Smiley sau Chilafonic sau Puia? Cred că doar datorită targetului lor, doar datorită vizibilităților. Am încercat să aducem nume destul de vocale, cântăreți destul de apreciați, ca să putem balansa pe toate genurile de muzică și de generații. Ne-am adresat de la copii și până la cei mai în vârstă ca mine sau și mai în vârstă. Am înțeles. Deci cumva să unim toată zona de ploieșteni, absolut pe toată lumea, să mulțumim astfel încât Noi credem și sperăm că Petrolul înseamnă de la copil, de vârsta de 5-6 ani, cum îi avem în centru de copii, și până la cei în vârstă, mult mai în vârstă ca mine, care au prins vechile generații ale Petrolului. Și cu siguranță este nevoie de cât mai multe evenimente de acest gen în Ploiești. Cu siguranță avem nevoie de oameni care se implice și să facă cât mai multe inițiative de acest tip. Și voiam să vă întreb, cum putem să organizăm mai multe astfel de evenimente de care cu siguranță Ploieștiul are nevoie? Am văzut atunci pe stadion, erau ploieștenii strânși frumos, au fost niște momente cu adevărat unice pentru întreaga comunitate. Să știți că este foarte greu de organizat, foarte greu. Și foarte greu de organizat pentru faptul că
Găsești foarte greu local oameni care să se ocupe de așa ceva. Sunt firmele mari din București care se ocupă de organizare de spectacole, iar acolo prețurile sunt foarte, foarte mari. Artiștii sunt foarte scumpi. Ca să organizezi un spectacol de calitate, trebuie să aduci artiști buni, iar artiștii buni costă foarte mult. Noi ne-am lovit de treaba asta. Noi nu stăm foarte pe roze așa cu situația financiară la club, dar am încercat să aducem nume cât mai bune și cât mai sonore, chiar dacă am avut o preliști. De ajutorul cui este nevoie astfel încât ploieștenii să poată să mai beneficieze de astfel de concerte? Cine ar putea să se implice și să vină concret cu un ajutor, cu un plus valoare, astfel încât să mai avem? Autoritățile. Orice eveniment care necesită bani foarte mulți, necesită ajutorul autorităților. Pentru că este foarte dificil. Proiecția noastră de concert, cum am gândit-o inițial, cum a fost gândită inițial, a fost pe un buget de peste 200.000 de euro. Undeva la 200 și vreo 30.000 de euro. Am primit o veste foarte tristă înainte cu 10 zile de spectacol că nu mai primim o finanțare de 60.000 de euro, ce însemna costurile artiștilor. Deci este foarte dificil. Dacă nu ai ajutorul autorităților, dacă nu ai ajutorul unor firme foarte importante, foarte mari, este foarte greu. Iar noi am încercat să din mers să schimbăm și să folosim tot ce a însemnat parte locală. Am eliminat partea de capitală, cum ar veni, partea de organizare din firme, a firmei din București, și am încercat să organizăm local cu veniturile strict ale Clubului Petrol. Am înțeles. Uite, au fost, vă spun acum din interior cumva de după concert, au fost câțiva prieteni de-ai mei, câteva cunoștințe, câțiva tineri din Ploiești care, uite, nu au auzit despre acest concert. Cum putem concret să facem astfel încât întreaga comunitate să fie cumva mai, astfel încât întreaga comunitate să fie cumva mai sonore aceste evenimente? Este foarte greu. Este foarte greu, pentru că noi, să știți că am făcut o promovare alături de Observatorul Prahoven, căruia țin să le mulțumesc și acum, chiar dacă sunt în casa lor. Chiar în studioul lor. Da, o promovare online. Da? Este foarte diferit față de perioada tinereții mele, sau nici măcar a tinereții, mai acum vreo 20 de ani, când existau acele posturi locale de televiziune, posturi locale de radio. Noi am avut colaborare, un parteneriat cu două posturi de locale de radio, Kiss FM și Radio Prahova, pe care am făcut și inclusiv concursuri, inclusiv promovări ale spectacolului. Nu știu cum aș putea să... Am avut afișe prin oraș, adică toată gama de reclamă, de publicitate pentru spectacol a fost pusă la bătaie. Din nefericire pentru noi a fost perioada de concedii, a fost perioada de campionat european de fotbal, foarte mulți, vă dau un exemplu, galeriile noastre au fost plecate în Germania la meciurile echipei naționale și n-am putut să beneficiem de sprijinul lor spectaculos. Spectaculos. De asemenea, am fost forțați puțin să alegem data de 30 iunie, pentru că atunci am găsit disponibilitate. Artiștii se caută cu ani de zile în urmă și așa. Neștiind că pe data de 1 iulie a fost bacalaureat. Și de asemenea au fost tineri care au preferat să stea să învețe decât să vină la un spectacol. Și Ploieștiul are o problemă. Și Ploieștiul are o problemă. Ploieștiul are o problemă de a ieși, de a se distra, de a merge la restaurant. Ploieștiul e atipic. Da, vă întreb pentru că au venit foarte mulți
colegi tineri la mine ulterior să-mi spună, uite, dacă știam despre acest concept, aș fi mers și eu cu siguranță. Eu știu pentru că sunt cumva în interior și cumva și prin Fundația Județeană pentru Tineret și prin celelalte proiecte în care mă implic și prin Capitala Tineretului, am auzit despre acest concept și am zis, da, vreau neapărat să merg. Însă ulterior au venit câteva persoane la mine să-mi spună, uite, dacă știam, mergeam și eu. Totdeauna se vor găsi. Da. Care n-au auzit, pentru că v-am spus, noi am încercat toată partea de promovare să o facem de la online și până la presa video. Da? Nu mai sunt ziarele locale, nu mai sunt, nu știu, nu mai sunt acele chioșcuri de vânzare de bilete pe care lipeai afișul, nu mai sunt, nu-ți mai dă voie să lipești pe stâlpi afișele. Acum totul se schimbă în online, iar cel care nu folosește online-ul este mai puțin informat. Da, cu siguranță. Uite, și apropo despre vânzarea de bilete, am văzut zilele trecute un articol, nu mai știu exact unde era publicat, și spunea că din cauza sau datorită acestui preț al biletelor, am scăpat cumva de fix așa era bombardierii între ghilimele ai Ploieștiului care nu și-au mai putut permite. Și voiam să vă... Eu nu știu dacă nu și-au mai putut permite, pentru că acum să fim serioși, un bilet a însemnat 50 de lei, adică 10 euro, n-a fost o sumă. Cred că nu ne-am adresat acelor, cum spuneți dumneavoastră, bombardieri. Nu știu, nici nu, sincer vă spun, nici nu știu cine sunt acei bombardieri, pentru că noi cu echipa Petrolul ne adresăm tuturor ploieștenilor, indiferent de vârstă, indiferent de naționalitate, indiferent de... Sunt ploieștenii noștri. Nu știu dacă este adevărat, posibil să fie adevărat, pentru că în paralel cu noi, cred că la o săptămână după spectacolul nostru, au fost spectacole în centru Ploieștiului, unde a fost lume foarte multă, pentru că a fost pe degeaba. Da, noi ploieștenii suntem beneficiarii spectacolelor pe degeaba. Am înțeles, nu, vă întrebam strict în ideea cum putem să îi facem și pe ei să îi integrăm într-o societate cumva educată, pentru că fiind acolo parte din, am fost și eu în mulțimea aceea care a asistat la concert, am văzut cumva erau persoane educate, persoane care ascultau muzica, dansau, se simțeau bine, însă într-adevăr lipseau acei, din nou, între ghilimele. Eu nu cred că, lăsați-mă să cred în puterea educației exemplului. Da? Eu, indiferent cine ar fi venit duminică seara, datorită artiștilor, datorită modului de organizare, datorită muzicii, cred că n-ar fi fost, pentru că nu ne adresăm sau n-am vrut să ne adresăm unui anumit tip de muzică. Ați văzut că a cântat și Chilafonii, care este un trapper sau ceva de genul ăsta, da, se adresează cumva noi generații. Care se adresează noi generații, a cântat și Nico, care se adresează un fel generației mele sau într-un fel generației de vârsta a doua, așa a treia. Da? Eu cred că educația prin puterea exemplului poate îndrepta pe oricine. Am înțeles, super, super răspunsul și într-adevăr că sunt de acord și consider că și ei, dacă ar fi venit și dacă ar fi fost cumva integrați în mulțime, s-ar fi alăturat. Sunt convins. Să știți că nici generația sau partea de persoane care au fost, cum spuneați dumneavoastră, că au fost mai educate, tot au lacune și toți învață. A fost o parte unde chiar a fost tânăra Galeria Petrolului, unde după ce au plecat a rămas un loc foarte curat. A fost o altă parte unde, în spate, da, unde n-a mai fost aceeași generație tânără, unde n-a mai rămas locul atât de curat. Adică chiar erau la un moment dat cei care administrează stadionul Ilie Oană îngrijorați puțin dacă se va întâmpla ceva la gazon. Pentru că am făcut inclusiv pe gazon primirea, noi spunem suporterilor, nu spectatori, suporterilor. Nu a rămas nimic. Totul a fost
în regulă, nimeni n-a stricat, nu s-a stricat nimic, a fost impecabil. Deci cumva tindem spre o societate educată. Sunt convins că da, sunt convins că da. Și nu avem cum să nu tindem spre o societate educată în condițiile în care vedem exemplele și de afară și de exemplele care ne apasă din urmă, care ne apasă din urmă. Am înțeles. Uite, echipa nu a fost însă prezentă, știu tot așa, suporterii așteptau să vadă și jucătorii fiind acolo prezenți, mai ales fiind un moment de celebrare cumva reușitei lor. Din nefericire, într-adevăr, asta a fost n-a fost o scăpare de-a noastră, asta a fost strict de program. Echipa a fost în cantonament în Turcia. Era foarte dificil să-i aduc mai devreme cu 3 zile din cantonament pentru că au un program. La noi s-a schimbat antrenorul, este un alt rind de antrenament și, de asemenea, cred că nu ar fi fost de bun augur ca atenția să fie preluată de echipă, de jucători, când noi, de fapt, vroiam să facem un spectacol. Un spectacol pentru suporteri. A fost strict pentru suporteri. N-a fost pentru echipă, n-a fost pentru conducere, a fost strict pentru suporteri. Ne-am adresat suporterilor. Vom face și prezentarea echipei, va fi și strict pentru suporterii echipei Petrolul, pentru cei care iubesc fotbalul, va fi meciul omagial din septembrie, în care atunci vor vedea și jucătorii, vor vedea un meci de fotbal. Așa s-a întâmplat, sincer. Adică au fost programat concertul înaintea cantonamentului, pentru că nu știam unde se desfășoară cantonamentul. Am așteptat să vină noua conducere tehnică care a schimbat cantonamentul, că trebuia inițial să fie făcut pe undeva prin Slovenia, s-a făcut în Turcia și este foarte greu, să știți, e foarte greu să intri în angrenajul echipei și să creezi o disfuncționalitate. Atunci am lăsat așa, ne-am bucurat de copii, au fost toți copiii de la Academie, ne-am bucurat da, de ei. Da, erau frumos da, acolo fix așezați în fața scenei. Da, au împărțit mingii suporterilor. Avem timp și de echipă. O să avem timp să vadă suporterii și echipă. Să-i vești acum. Luni avem meci, pe data de 5-14 avem meci. Da? Îi așteptăm la meci. Cu siguranță, mai ales pentru că ați zis mai devreme că vor fi mai multe evenimente din zona aceasta de centenar care vor marca practic sărbătorirea. Deci au timp. Și ați menționat mai devreme despre noul lor antrenor, Lazo Balint. Lazo Balint nu mai este antrenorul echipei, este nou antrenor, este Mehmet Topal, un antrenor turc, un antrenor de fost jucător de prim nivel în Turcia, dacă nu chiar unul dintre primele nume ale fotbaliștilor din Turcia. A jucat la cele 3 echipe mari ale Turciei, la echipa națională și sperăm să o facă cu brio și în calitate de antrenor. Este primul pas al lui către antrenorat la noi și așteptăm să vedem rezultatele. La ce putem să ne așteptăm noi în calitate de suporteri, Petrolul? Păi, noi în calitate de suportere, acolo unde mă includ și eu, ne așteptăm la cât mai multe victorii, rezultate cât mai bune. Din nefericire, în momentul ăsta sportul a devenit foarte mult business și dacă n-ai bani, nu mai vin nici rezultate. Noi nu trecem printr-o situație foarte bună financiară, ne lipsește sprijinul de care vorbeam mai devreme pentru spectacol, ne lipsește și nouă acel sprijin al autorităților și încercăm să existăm cu această echipă cât mai mult, mai ales că este anul centenarului. Da, apropo de zona aceasta financiară, am înțeles despre niște investitori din partea Turciei și tot așa voiam să vă întreb, ce așteptări avem? Credeți că o să crească cumva nivelul FC Petrolul prin intermediul lor? Știți, eu recunosc că vin din business și la mine să văd primul ban și atunci de investitori discutăm după ce vedem bani.
În momentul în care vedem banii, atunci putem să spunem de investitori. Până atunci eu nu pot să mă pronunț. Sunt discuții, într-adevăr, sunt tratative cu două personaje foarte influente din Turcia, în business și în fotbal. Promisiunile sunt că vor investi la Clubul Petrolu. Așteptăm. N-aș putea să spun în momentul ăsta ce așteptări am eu de la, sau clubul ce așteptări are de la ei. Noi avem așteptări să vină investitori mai mari decât Gigi Becali. Dar deocamdată, din nefericire pentru noi, investitorii care ar putea foarte ușor să vină, cei din Prahova, pentru că sunt niște societăți foarte mari și foarte potente în Prahova, nu vin. Cu părere de rău. Cu părere de rău, pentru că eu îndeplinesc calitatea asta în club de 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, mai am puțin să fac 2 ani, și am încercat să fiu foarte deschis față de toată lumea, am încercat să vorbesc cu toată lumea, am încercat să vorbesc cu oameni de afaceri, am încercat să văd de unde vine această reticență vis-a-vis de Clubul Petrolu. Toată reticența este neîndreptățită. Vedem mai departe. Nu știu câți ani ar trebui să treacă de deschidere și de sinceritatea clubului către potențial parteneri ca să îi convingem că Clubul Petrolu chiar este o chestie foarte serioasă și foarte importantă. Atunci, care este zona de investitori care v-ar interesa cumva astfel încât să putem să-i atragem și să zică da, uite, eu aș vrea să investesc în fotbal? Cine e concret? Păi orice firmă mare de pe raza orașului Ploiești, a Prahovei, că petrolul nu înseamnă doar Ploiești. Cu siguranță. Petrolul înseamnă Prahova. Reprezintă Prahova. Da? Noi trebuie să ținem cont că pe zona județului Prahova avem primii 3 mari contributori la bugetul statului. Da? Adică de acolo, fără nici cea mai mică problemă, se poate acoperi un necesar de buget al echipei Petrolul Ploiești pentru a juca în cupele europene. Nu pentru a trăi de pe zi pe alta cum facem acum. Nu. Da? Gândiți-vă, avem Petrom, avem British American Tobacco, avem Agvila, locali, da? Avem foarte multe firme, avem Parcul Industrial Vest care duduie de firme străine de potență foarte mare. Da? Sunt foarte mulți. Îi așteptăm cu drag, cu brațele deschise. Pentru că trebuie să recunosc, după foarte mulți ani de business, am învățat un lucru foarte important de la unul dintre puținii parteneri locali pe care i-are Clubul Petrolu. De la Iulian Nica de la Cocoș. Da? Care mi-a spus, știți, cu Petrolul mi-am făcut atâta publicitate că nici nu credeam vreodată că îmi voi face. Pentru că Petrolul este un nume, Petrolul este iubit de foarte multă lume, da? Să nu uităm că media spectatorilor a fost undeva pe locul 5 din țară. În condițiile în care noi ne-am chinuit cu un buget de de-abia am respirat. Da? Deci ar fi un mare câștig și pentru posibili investitori. 100%. 100%. Și cu siguranță îi așteptăm cu brațele deschise. Noi așteptăm în fiecare moment și suntem deschiși pentru orice fel de colaborare. Da, din păcate sunt mai puține persoanele care vor să ajute înainte. Foarte mulți cei care vin după și spun bravo, felicitări, uite ce frumos a ieșit, ce bine ai făcut. Așa merge în general viața, nu e doar despre fotbal, așa. Este o regulă generală. Așa este, dar eu recunosc că o satisfacție foarte mare, foarte mare, eu și cu întreaga mică conducere pe care o are Clubul Petrolu în momentul ăsta, am avut satisfacția mai mare la acel turneu în care au fost prezenți 280 de copii, da? Și am văzut cât de mult s-au bucurat pentru meciurile în sine, pentru rezultatele în sine, pentru cadourile primite, decât la spectacol. M-au bucurat mai mult, pe mine personal. Și cred că și o parte din conducere. Da?
De fapt, acolo vrem să ajungem. Să știți că în momentul când am ajuns la club, centru de copii și juniori, avea undeva la nivel de 200 și ceva de copii. Acum se apropie de 500. Deci într-un an și jumătate aproape am dublat numărul. De asemenea, avem vreo 3-4 echipe de fete. A? Ceea ce foarte puține cluburi din țară se pot mândri. A, încercăm să ducem mai departe numele Petrolul și euforia asta din jurul Petrolului. Chiar dacă ne chinuim foarte tare. Sunt și fetele interesate de fotbal? Știu da. Că... da, sunt. Și spre surprinderea mea, recunosc, sunt. Și sunt foarte multe. Da, este stereotipul acesta cumva, acum că fotbalul este un sport pentru băieți, nu și pentru fete. Nu mai este de mult. Nu mai este. Există un campionat european, există un campionat mondial al echipelor de fotbal feminin. Deci nu mai este de mult. Deci ele sunt cumva băieți. Incluse în exact. Acest sport. Exact. Ce tare. Păi aceea globalizare, aceea nivelarea a sexelor, a orice. Se poate orice acum. Egalitatea dintre femei și bărbați, practic. Exact. Exact. Uite cum intervine și în fotbal. Te voiam să vă mai întreb, ce nume grele cumva ați putea să ne mai spuneți așa în exclusivitate pentru următorul sezon care va începe în luna august? Sincer, nu vă pot spune. Și nici nu îmi doresc să spun, pentru că partea asta strict de fotbal, de echipă, nu este în atribuțiunile mele. Și nici nu vreau să ajung la discuții de genul ăsta, pentru că acolo sunt destul de multe secrete, destul de multe, este vorba de contracte, de bani, și mai bine stau puțin deoparte decât să spun nume. Pot să spun numele care sunt vehiculate în momentul ăsta, jucătorii care au venit până acum, un Mateiu, adică nu sunt jucători care vor veni la echipă dacă reușim să facem toate demersurile necesare pentru a-i înregistra pentru prima etapă, o să fie prezentați la prima etapă, dacă nu, cel târziu la a doua etapă o să-i avem pe toți și sperăm să fie în regulă. Dar ce să ne așteptăm? Cât de sus este nivelul? Așa, dacă ne puteți da... Al echipei sau... Al celor care vor veni. Păi să știți că am încercat să aducem peste ce au plecat. Încercăm să ridicăm nivelul. Încercăm să creștem, să aducem copiii din pepiniera noastră. Deja sunt foarte mulți copii pe care încercăm să-i promovăm, încercăm să-i aducem mai aproape, că de fapt am văzut că acolo va fi pasul important al clubului, să ne creștem copiii, să vindem jucători, să putem să existăm mai departe. Am înțeles. Știu că sunteți și tată, știu că aveți doi copii, iar băiatul dumneavoastră joacă basket. Da. De tot așa, sportul este un fel de tradiție în familia dumneavoastră, basket de fiind chiar profesionist în acest da, domeniu. Da, așa este. Așa este. La ce club este păi, scris? El ultima dată a jucat la Petrolul Ploiești, aici, la CSM Petrolul Ploiești. Acum... sincer vă spun, nu știu nici ce se va întâmpla cu echipa de la Ploiești, nu știu. Eu mi-am făcut un obicei de când a început cariera asta de sportivă să nu mă implic foarte tare în traseul lui sportiv, pentru că sunt subiectiv, aș putea să iau decizii greșite și am preferat ca să-și facă calea așa cum a considerat el. A jucat peste tot, a jucat la vechiul Asesoft. Este, cred că în momentul ăsta, unul dintre puținii jucători din țară care are 5 titluri naționale. A jucat la Craiova, la Steaua, la Galați. Basketul este altfel. Jucătorii de la basket fac contract din an în an. Nu este un contract pe perioadă foarte lungă, în funcție de bugetul fiecărei. Basket este totul mai calculat strict pe bani. Adică ai bugetul atât, acolo te clasezi. Ai bugetul mai mare, te clasezi mai sus. Este foarte... intervine valoarea jucătorului strict cu cât îl plătești mai,
plătești pe un jucător mai mult, cu atât ai calitate mai bună. Și chiar voiam să vă întreb cât de mult a contat implicarea dumneavoastră, fiind tot cumva în zona aceasta de sport, pe nișa aceasta, cât de mult l-ați ajutat, cumva l-ați încurajat astfel încât să intre și el în acest domeniu sportiv? Da, de încurajat l-am încurajat în permanență. Am fost alături de el, adică am bătut țara și lumea alături de el la foarte multe jocuri, la foarte multe meciuri. Normal că ar trebui să existe un părinte care să nu încurajeze un copil, indiferent ce își dorește în viață. Indiferent ce își dorește în viață. Iar faptul că, vă spun, băiatul meu are 33 de ani, face pe 15 acum. Vă trească. Mulțumesc. Acum, înainte să intru în emisiune cu dumneavoastră, mi-a dat mesaj că a luat 10 la dizertație, la masterat, nu știu la care. Wow, felicitări! Da? Adică... Uite, și sport și partea academică, cumva îmbinare. Dacă am văzut că s-a îndreptat foarte bine spre sport, n-a însemnat că a lăsat școala deoparte. Adică chiar a mers în paralel și a mers foarte bine. Și atunci, dacă a mers foarte bine, nici n-a fost nevoie să mă implic foarte tare. L-am susținut, am fost alături de el în permanență, am fost la meciuri și eu și soția și sora lui, deci nu, dar de implicare strict în a-și manageria cariera, nu. Nu, și nu sfătuiesc niciun părinte. Să fie alături de copil, să-l susțină în sport, dacă face sport, dar a influența cariera niciodată. Pentru că oricând cariera poate să o ia în sus sau în jos și să aibă regrete mai târziu că nu știu ce ar fi putut să facă. Am înțeles cât de importantă este, pentru că vorbeam un pic mai devreme despre acest echilibru, cât de important este echilibrul între viața academică, mă rog, situația școlară și viața extrașcolară, activitățile pe care, uite, băiatul dumneavoastră le-a făcut în cadrul basketului, de exemplu. După părerea mea, foarte importantă. Adică niciun copil nu ar trebui să prioritizeze sportul în defavoarea școlii. Este regulă pe care am impus-o inclusiv în familia mea. Inclusiv eu am avut la un moment dat o echipă de fotbal și făcusem regulă să nu ajungă copiii care au probleme la școală în echipă, să nu... Deci, la fel, sfătuiesc părinții ca prima dată să îi îndrepte pe copii către școală, să aibă grijă de școală și după aceea ne uităm la noi, la academie. Se fac eforturi foarte mari de a pune programele de antrenamente în afara școlii, de a căuta variante de a îndruma copiii către anumite școli unde și școlile sunt cu profil sportiv și îi îndreaptă programul așa cum consideră dumnealor. Nu, școala este foarte importantă. Foarte importantă. Înțeles, de școala rămâne școală, ce se face extrașcolar, toată această zonă de sport sau, mă rog, activități extrașcolare, pentru că sunt din mai multe domenii, sunt cumva separate. Da. Niciodată să nu abandoneze școala în favoarea sportului, pentru că viața de sportiv este foarte scurtă. Foarte scurtă. Deci, indiferent și exceptând 2-3 exemple la nivel național de oameni care și-au făcut o carieră inclusiv după ce s-au lăsat de sport și au o stabilitate financiară, restul, nu, banii, indiferent cât faci când ești tânăr și când ești sportiv, la fel de repede se duc. Da? Iar după ce închei cariera sportivă, este foarte greu, foarte greu să-ți găsești, să duci o viață normală dacă nu ai ceva școală în spate. Deci, practic, școala rămâne școală și trebuie să ai acele informații cu care să poți ulterior să evoluezi. De ce abilități are nevoie un jucător de fotbal sau un jucător de basket? Vorbeam mai devreme și despre basket, astfel încât să poată să ajungă un profesionist într-o echipă de top. Exact de ce vorbeam. În primul rând să fie deștept. În primul rând să fie. Acum sunt foarte multe metode și de pregătire și de alimentație și de medicamentație, mult mai mult decât erau pe vremea mea, când într-adevăr calitatea tehnică a unui om, a unui jucător, a unui sportiv
ieșea în evidență pentru că totul era plafonat. Da? Adică mâncau toți la aceeași cantină sau nu mâncau decât acasă sau medicamente nici vorbă, că nu se primeau ce se primesc acum, vitamine și tot felul de... Dacă vedeți ce înseamnă pentru un club costurile cu vitaminizări și cu medicamente și cu astea, extraordinar. Dar acum trebuie să fii deștept, să faci o pregătire foarte bună, foarte rar se mai nasc acei jucători gen Messi care joacă dintr-o calitate tehnică. Practic un talent nativ. Practic un talent nativ. Sunt foarte mulți care cresc prin muncă. Da? Ultimul exemplu este Mbappé, un mare jucător al Franței și acum a ajuns la Real Madrid, care are o calitate tehnică, nativă, dar foarte mult câștigă prin muncă, pentru viteză, pentru reacție, pentru calitatea fizică a lui, musculară și orice. Deci, v-am spus, primul trebuie să fii inteligent, să fii deștept. Să știi cum să-ți aranjezi întreaga carieră, întreaga viață sportivă, pentru că acum nu mai înseamnă decât antrenamentul. Înseamnă și viața de după antrenament, viața de zi cu zi, viața extrasportivă. Că degeaba faci antrenamente 2 ore, că acel antrenor te controlează 2 ore sau, hai să spunem, 4 ore pe zi. Da? Dar restul de 20 sunt la dispoziția ta. Mergi acasă sau la familie sau unde ești cazat și ce faci acolo? Pentru că e foarte important. Dacă ești deștept, știi să-ți organizezi viața, să-ți faci o viață ok, să știi ce să consumi, să știi ce să... Dacă nu... Se vorba despre disciplină până la urmă. Exact. Pe care tu ca jucător trebuie să o ai. Pe final de podcast aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor suporterilor, tuturor celor care au urmărit acest podcast, chiar în anul în care Petrolul împlinește 100 de ani, anul centenarului. Păi, în primul rând, trebuie să urez tuturor la mulți ani Petrolul 100, pentru că toți fac parte din familia Petrolul. În al doilea rând, îi așteptăm alături de noi, număr cât mai mare. Le mulțumim pentru anul trecut, dar îi așteptăm mai mulți anul ăsta. Și din nou cu aceeași rugăminte, ca orice neînțelegere, orice neclaritate sau pentru orice neînțelegere să ne ierte dacă cumva greșim, dar cel mai mult este bine să se informeze de la sursă directă, de la club, noi suntem deschiși, să vină să întrebe, să vorbească, să vadă care este situația clubului și care sunt nevoile clubului. Da? Și de asemenea fac din nou apel către oamenii de bine. Știți? Așa era pe vremea mea. Oamenii de bine din Prahova, din Ploiești, din Prahova, să vină alături de club. Clubul are nevoie de ei și credeți-mă că după o perioadă o să vedeți că și dumneavoastră aveți nevoie de ei, de club. Pentru că va fi ca o familie. Și într-o familie, când tuturor le este bine, este cel mai ok. Vă mulțumim frumos. Cu mare drag. Într-adevăr, un podcast care a împărtășit foarte multe cu publicul și cu toți suporterii până la urmă. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Suntem recunoscători. Celor care au vizionat podcastul, vă reamintim că pagina de știri Ploieștiul Nostru are și Instagram, TikTok și Facebook. Vă invităm să ne urmăriți și acolo. Postăm zilnic articole despre tinerii din Ploiești, despre maniera în care ei se implică în societate, inițiativele, proiectele, evenimentele pe care ei le au, astfel încât să poată să promoveze practic valorile în care cred. Iar până data viitoare, vă invităm să urmăriți și celelalte episoade ale podcastului și vă urăm la revedere!